Povestea e următoarea. Timișoara este un oraș interesant. Art nouveau, secession. Și am zis, eu mă duc la Timișoara. Ceaușescu se uită și întreabă, cât? Profesia noastră și-a pierdut jaloanele care o făceau să fie de elită, să zicem. Când am venit în Timișoara, m-a prezentat domnului director Radoslav, aici rămâi. Știa să aducă oamenii cei mai valoroși din punct de vedere profesional. Universitatea de Vest din Timișoara este la zi cu ce s-a făcut atunci în Germania. Toți se temeau la o vizită, da, dacă vine și întreabă cum de-ați făcut asta. Foarte la mod acum. Era o arhitectură contemporană europeană. Ăia nu mă credeau, franțuzii. Crezi că vă parle la bar? M-am uitat de câteva ori la filmele care sunt făcute despre arhitecți. Trebuie să recunosc că am făcut-o de mai multe ori, pentru că m-a fascinat cât de bine sunt făcute și pentru că îi cunosc foarte bine pe cei care au fost filmați, mi-au trezit niște amintiri și niște relații după aia care m-au convins că proiectul este extrem de important, că e absolut necesar pentru cultura românească să se facă astfel de filme. Conțin extrem de mult adevăr. Eu acum mi-am dat seama, după nu știu câți ani, ce a însemnat pentru mine Timișoara din perioada, să zicem, de 30 de ani cât am parcurs-o aici și că, de fapt, era o lume liberă și foarte neașteptată pentru România. Am admirație și pentru cei care fac filmul și pentru fiecare persoană în parte, pentru că au fost niște colegi extraordinari. Timișoara, pentru mine, e mai important decât Parisul.